După ce ușa masivă de piatră s-a închis, contele Sigismund și cavalerii săi au rămas captivi în peștera întunecată, înconjurați de liniște și mister. Sabia lui Solomon strălucea slab în cutia de piatră, iar grupul se simțea aproape fără speranță în fața puterii magice acestui loc. Contele Sigismund, cu sabia încă în mână, privea în jur încercând să-și păstreze calmul. Suntem închiși aici, dar nu putem ceda acum, sabia e în mâinile noastre. În acea liniște apăsătoare, dintr-un colț ascuns al peșterii, o lumină strălucitoare început să se formeze. Din acea lumină a apărut o figură grațioasă, plutind ușor în aer, înconjurată de o aură magică. Era o zână de o frumusețe uluitoare, cu părul lung și argintiu, iar aripile sale străluceau ca diamantele în lumina slabă a torțelor. Zâna, vorbind cu o voce blândă, dar fermă, spuse: "Nu vă temeți, călători ai lumii de afară, eu sunt protectoarea acestui loc. Ați trecut încercările și v-ați dovedit vrednici, dar puterea sabiei nu trebuie subestimată." Cavalerii se uitau uimiți, iar contele Sigismund făcu un pas înainte. "Ne-ai salvat," spuse contele Sigismund, "de la umbra pierzaniei. Dar ce este cu acest loc și de ce ni s-a permis să găsim sabia?" Zâna coboru ușor pe pământ, iar cu un gest grațios din mâini, zidurile reci ale peșterii începuse să vibreze ușor, iar aerul deveni mai cald și mai primitor. Zâna spuse: "Sabia lui Solomon a fost creată pentru a aduce echilibru între forțele lumii și ale întunericului. Ați trecut probele pe care le-am pus în calea voastră pentru a vă testa curajul și loialitatea. Dar acum trebuie să fiți conștienți de consecințele acestei puteri. Sabia poate distruge, dar poate și vindeca. Alegerea e a voastră." Cu o mișcare delicată, zâna ridică mâna, iar ușa de piatră, care fusese închisă cu atâta greutate și zgomot, începu să se deschidă ușor. Lumina zilei pătrunse încet în peșteră, iar contele și oamenii lui simțiră din nou vântul proaspăt al libertății. Pelerinul, care stătuse liniștit cu ochii închiși, păși înainte. "Aceasta este o binecuvântare, dar și o povară. Noi suntem cei care trebuie să păstrăm echilibrul." Zâna, cu un zâmbet cald, îi privi pe toți. "Mergeți, purtători ai sabiei, dar țineți minte, adevărata putere nu stă în armă, ci în inima celui care o mânuiește." Cu aceste cuvinte, zâna dispăru încet în lumina strălucitoare, iar grupul condus de Sigismund ieși din peșteră cu sabia în mâini și o nouă responsabilitate în inimă. Afară, furtuna se potolise, iar soarele începea să răsară peste munți, marcând începutul unei noi ere pentru Sigismund și oamenii săi.